Ziua 155. Facem eforturi considerabile pentru a rămâne nefericiți. Oamenii nu văd acest lucru. Când își vor da seama, vor începe să râdă de cât este de ridicol totul și de durerea pe care și-au provocat-o. Fac cu toții o treabă minunată în a crea nefericire în toate felurile posibile. Nu ratează nicio oportunitate, se aruncă asupra a tot ceea ce îi face nefericiți. Această abordare trebuie schimbată, iar viața îți oferă ambele oportunități. Îți oferă ziua, îți oferă noaptea, îți oferă spinii și trandafirii, ambele oportunități. Și este întotdeauna un echilibru, 50-50. Depinde de ce alegi. Miracolul este că dacă alegi spinii, mai devreme sau mai târziu vei crede că nu mai sunt flori, pentru că mintea ta se va fi obișnuit numai cu spinii. Nu vei mai fi capabil decât să vezi spinii. Vei rata florile. Pur și simplu nu vei mai lua aminte la ele. Același lucru se întâmplă și atunci când persoana alege florile. Începe să uite de spini, nu-i mai observă. Abordarea lui devine atât de optimistă și de afirmativă, încât întreaga aritmetică se schimbă.